Dragi prieteni, bun găsit într-un nou interviu aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre antreprenoriat pentru tineri la noi în țară. Și alături de noi este astăzi Irina Tizu, manageră de proiect Youth for Entrepreneurship. Bine ai venit la noi, Irina! Bine v-am găsit, te salut cu drag, Emilia. Mulțumesc mult pentru invitație, pentru primire și pentru faptul că sunteți deschise de fiecare dată. Cu mult drag! Dar de la început vreau să te întreb pe tine, care este părerea ta? Tinerii de la noi din țară, ce cunoștințe au despre antreprenoriat? Noi, în cadrul proiectului, înainte de a lansa acest curs de instruire, am realizat o chestionare la nivel de toată regiunea centru, un sondaj urmat de câteva focus grupuri, întâlniri face-to-face -face cu tineri antreprenori, dar și tineri care vor să-și inițieze o afacere. Uh, și am realizat uh, un raport în baza necesităților acel, uh, acestora. Evident că câteva dintre întrebări se refereau și la cunoștințele tinerilor despre antreprenoriat, cât de familiarizați sunt aceștia cu domeniul, care este percepția lor despre antreprenoriat. Astfel încât a fost îmbucurătoare răspunsurile, pentru că majoritatea dintre tineri ne-au răspuns că sunt familiarizați cu conceptul de antreprenoriat, ba mai mult, au avut ocazia sau să participe la anumite cursuri sau chiar sunt implicați la moment într-o activitate de antreprenoriat, precum ar fi ajută la gestionarea unei afaceri de familie a părinților sau sunt angajați în cadrul unei afaceri locale care se dezvoltă într un unul dintre raioanele din regiunea centru. De asemenea, de ceva timp, la noi a fost introdus și conceptul de antreprenoriat social. Și, evident, cine ar fi primii interesați și informați dacă nu tinerii? Și astfel încât, chiar divizând eșantionul și Vârsta acestora, vedeam că tinerii, nu știu, de la 16, 17, 18, 20 de ani, dețineau cumva o mai multă informație, inclusiv de toate aspectele astea noi, de antreprenoriat social, de... Social corporate responsibility și altele. Pe când cei cumva mai mari cei cunoșteau cunoștințe de bază despre antreprenoriatul clasic, deja ei ne povesteau și despre anumite dificultăți cu care se întâmplă, adică independența în de, de vârstă, vedeam la ce nivel sunt cunoștințele lor față de antreprenoriat. Și acum ajungem la momentul în care discutăm despre noul proiect, Creștem Antreprenori, uh, marca You for Entrepreneurship. Uh, și aici vreau să ne dai mai multe detalii. În ce constă acest proiect, de fapt? Uh, proiectul Creștem Antreprenori a venit, de fapt, ca o soluție la raportul nostru cu privire la necesitățile tinerilor, pentru că, mergând în teritoriu, am sesizat o așa anumită lipsa oportunităților de dezvoltare pentru tineri, a diferitor cursuri de instruire la care acestora, aceștia să participe, pentru că o știm cu toții, dacă la Chișinău avem o abundență de oportunități, de evenimente, uh, traininguri și așa mai departe, la care tinerii au acces și pot să meargă și în format fizic și în format online, Bine, în raioane acestea sunt într-un număr mai redus și astfel am venit noi cu ideea Creștem Antreprenori ca să fie un curs online de instruire în antreprenoriat pentru tinerii din cele 13 raioane ale regiunii centru și aici vorbim despre Orhei, Hâncești, Nesporeni, Nenii Noi, Ialoveni și toate, toate cele raioane să fie online și după masă pentru ca tinerii să reușească să-și realizeze toate activitățile până atunci, care cu școala, liceul, poate unii la universitate sau alții deja sunt angajați în câmpul muncii. Cursul se va desfășura timp de patru săptămâni, precum spuneam. Avem doi mentori foarte buni și dezinvolți, să zic așa, deschiși, care vor încerca chiar și pe online să predea cursul într-o manieră interactivă, pentru că combinăm toată partea de teorie cu diferite quizuri online, cu diferite activități practice, cu mini-teme pentru acasă, pentru pentru ca ceea ce se predă în timpul cursului să fie cumva și fundamentat. E evident că cursul va fi de inițiere. Vom vorbi în general despre antreprenoriat, despre antreprenoratul social, despre cum să ne cultivăm o mentalitate de antreprenor și mai multe aspecte până la scrierea planului de afacere. Iar în formularul de înregistrare, noi putem acum în timp real să observăm cam care este tipajul persoanelor care se înscriu. Deci avem atât tineri care și ar dori să fie instruiți și poate ulterior să inițieze o afacere, dar avem și tineri care deja au lansat câte ceva sau au o echipă sau au o idee sau un plan de afaceri și ar vrea să-l dezvolte. Iată, pentru acești tineri, o să venim cu o instruire mai avansată și o să vorbim și despre marketing, și despre vânzări, și despre promovare online, și despre atragere de investiții, și rambursabile și nerambursabile, astfel încât toate necesitățile acelor tineri care s-au înregistrat să fie acoperite și să fie uh, o informație de nivelul la care ei sunt acum, la momentul dat. Și acest proiect, el este cuplată sau el este gratuit pentru tinerii noștri? Uh, proiectul este gratuit, uh, toate activitățile acestuia sunt acoperite de către Uniunea Europeană și Suedia prin intermediul Fundației Este Europene, fapt pentru care le, le mulțumim. Uh, Proiectul este gratuit, adresat tinerilor, atât și din orașe, cât și din sate, comune. Respectiv, așteptăm cât mai mult lume dornică să investească în propria dezvoltare și să crească la un nou nivel antreprenorial. La fel este important să cunoaștem dacă aceste materiale video vor fi înregistrate și plasate cumva, așa că cei care participă la proiect să le poată vedea în reluare sau doar live? Este important ca ei să asiste? Uh, am gândit proiectul uh, cu o mare concentrare live uh, ca ei să primească toată informația. E evident că uh, suportul de curs și anumite tematici le vor fi expediate dar într-un format uh, PDF sau uh, sub format de prezentare. Uh, însă, după finalizarea programului, noi e, pornim spre o nouă etapă, cea de mentorat astfel încât chiar dacă tinerii n au reușit, nu știu, să își dezvolte până la capăt ideea de afaceri sau au rămas unele întrebări nerăspunse, iată, în etapa de mentorat, noi o să o lucrăm anume la acele puncte a fiecăruia dintre ei. La fel, Irina, vreau să te întreb de ce totuși, după părerea ta, contează ca tinerii să fie informați despre aceste detalii da, din domeniul antreprenoriatului? Pentru că până la urmă mai există și partea asta a părerilor în societate, precum că chiar toți trebuie să fie antreprenori, dar cine o să fie chelner, da? Dar cine o să ne deservească în anumite circunstanțe? Spune-ne, te rog, de ce contează până la urmă să avem cunoștințe din acest domeniu al antreprenoriatului? Întrebarea pe care mi-a adresat-o și această părere care există, într-adevăr, are dreptul la viață, este cumva caracteristică mediului în care trăim. Nu știu, nișa noastră este să lucrăm cu tinerii antreprenori, să le oferim instrumente de dezvoltare, instruiri, mentorat, oportunități de dezvoltare. Totodată nu este sigur că toți tinerii care o să treacă prin acest curs neapărat vor deveni antreprenori sau acum sau peste 5 sau peste 10 ani. Este important să le dezvoltăm anumite abilități care ulterior să le prindă bine în orice sferă, nu să ar încadra. Și iarăși un moment important... Nu este sigur că unul dintre acei tineri va fi bun pentru domeniul de antreprenoriat până el nu, nu se va întâlni cu el și nu va trece atât chiar pentru un curs de instruire sau nu se va angaja la un moment dat pentru ca el să, să simtă pe pielea lui dacă domeniul este pentru el sau nu. Și ziceai de acele abilități care, la sigur, nu le vor încurca în viață, chiar dacă nu vor alege calea antreprenoriatului. Da. Vreau să dai, te rog, câteva <coughs> exemple de care aceste abilități ai în vedere. Uh, la acest capitol interesant este că și noi, în cadrul formularului de înregistrare, am menționat acolo o întrebare care considerați că este una dintre cele mai bune abilități ale unui antreprenor și uite că îți dau câteva răspunsuri din ce ne-au zis tinerii. Cineva s-a referit la gândirea critică. Altcineva ne-a scris despre calitatea de liderism și forța de a lua cumva totul în mâinile tale și a ghida o echipă și a le arăta, a le arăta drumul și flăguleț din capătul tunelului. Alte răspunsuri pe care le-am mai avut a fost capacitatea și abilitatea cumva de a fi responsabil și momentul că dacă ți-ai asumat un lucru sau ți-ai asumat anumite responsabilități, să le poți duce până la capăt. Astea au fost printre, printre abilitățile care le-au menționat tinerii. Pe lângă acestea, noi în cadrul cursului nostru Creștem Antreprenori vrem să mai dezvoltăm și altele. Vrem să mergem tare mult pe latura creativă. Pentru că afacerile nu există doar, de exemplu, în domeniul industrial sau agricol sau altele. Tot afaceri se fac și din industriile creative, spre exemplu, și de asta vrem să le aducem în, în vizor. Și despre curs Creștem Antreprenori, când el va începe și cum cei care acum ne ascultă și s-au lăsat convinși că vor să participe, cum ei pot completa acest formular de care ne-ai povestit și cum pot lua parte la acest curs? Cursul începe în data de 18 octombrie și durează până pe 10 noiembrie, respectiv, avem patru săptămâni în care ne vedem online cu toți dintre cei care au completat formularul. Ultima zi pentru înscriere este 15 octombrie, respectiv mai avem încă câteva zile la dispoziție. Pentru a găsi formularul, căutați pe Facebook pagina noastră You for Entrepreneurship și avem o serie de postări cu specificul cursului, motive de ce să veniți, inclusiv linkul la formularul de aplicare. De asemenea, de ceva timp, împreună cu echipa hub dezvoltăm o platformă unde adunăm mai multe oportunități pentru tineri antreprenori. Și acolo este vorba despre toate evenimentele legate de antreprenoriat. Alte instruiri, inclusiv ale partenerilor noștri, ale altor organizații, ale uh, partenerilor privați, care uh, de asemenea lucrează pe componenta de dezvoltare antreprenorială, plus la asta o serie de granturi, oportunități pe care le adunăm acolo platforma poate fi găsită la harta oportunităților financiare.md Inclusiv acolo găsesc informații despre cursul nostru Creștem Antreprenori, dar și despre alte oportunități care poate o să le fie pe plac celor care ne ascultă. Irina, eu vă mulțumesc mult pentru aceste detalii și le urăm succes celor care s-au decis să participe în cadrul cursului Creștem Antreprenori. Și eu vă mulțumesc tare mult! Te invităm și pe tine sau poate cineva din membrii echipei. Așteptăm mai mult, cât mai mulți tineri dornici de a se dezvolta. Precum spuneam, cursul este gratuit, este nevoie să investim doar dorință și puțin timp. Eu zic că ne reauzim și altă dată cu noi informații. Neapărat! Mulțumesc mult! Dragi ascultători, astăzi am vorbit despre antreprenoriat pentru tineri la noi în țară. Alături de noi a fost Irina Tizu, manageră de proiect Youth for Entrepreneurship. Noi în continuare vă dorim o zi cât se poate de reușită să aveți. Pe curând, dragi prieteni!